Am revenit la Cluj, în Apoca, pentru ultimul meci al partidei, al turneului amical de Trofeul Carpați Niro, România, Brazilia. Două echipe care ar fi trebuit să joace între ghilimele finala. Nu mai este posibil pentru că România a pierdut cu Elveția, spuneam și mai devreme. Iată echipa României, antrenată de Florentin Pera. Curment și Hosu sunt în poartă. Mihai Buzoianu și Bors pe extrema dreaptă. Gugârlă în inter dreapta. Necula, Voiciuc și Popa pe centru. Bazaliu și Grozavu în inter stânga. Chereche și Lupei pe extrema stângă. Burla, Ceco, Ostase și Ailincăi. Cei trei pivoți ai naționalei. Lipsește Diana Ciucă, așa cum știm, s-a accidentat în partida cu Macedonia de Nord din prima rundă. Iată și echipa Braziliei cu Moreșii și De Aruda, doi portari care volează în Liga Florilor Mol. Quintino și Cardoso pe extrema dreaptă, Rodriguez și interdreapta, Bruna de Paula, Almeida, Vieira, Lopez, Brasil și Matiel în centru, Fernandez și Rosa pe interstânga, Felix și Bolzan extreme stânga, iar Tamireș, Morena, Meneze și Arunian sunt cei trei pivoți. Noi suntem Marian Oxescu și Adi Costei, împreună vom urmări această partidă, ultima de la acest Trofeu Carpați. Da, în sală sunt prezentate jucătoarele celor două formații. Cum spuneam, naționala României, o națională care nu se poate baza pe niște jucătoare importante. Și aici, la Cluj-Napoca, s-au accidentat două dintre ele. Este vorba de Ciucă și de interul dreapta Daria Bucur. Arbitrele partidei, Merisi și Pepe din Italia, cele care au arbitrat și partida cu Macedonia de Nord. Da, mai lipsesc, cum spuneam, și Seraficianu și a accidentat. Și alte multe jucătoare care s-au retras sau nu mai onorează convocările la națională. Astea nu le mai punem, pentru că dacă au ales să se retragă... Vom vorbi mai multe acum imnul Braziliei. Cunoscute în tabăra Braziliei. Actuale sau foste jucătoare în Liga Florilor Mol. Pe care le vedem săptămână de săptămână aproape la Pro Arena în meciurile echipelor noastre de club în Liga Florilor. Acum imnul României. Sperăm la un rezultat pozitiv care să dea un pic de moral înainte europeanului. La un alt joc, în primul rând, Adi, și la o altă abordare, la un alt spirit de echipă, pentru că ieri, la un moment dat, în repriza a doua, când
Elveția s-a distanțat la 4-5 goluri, parcă am lăsat brațele jos și nu ne-am mai luptat. Da, e o echipă cu multe jucătoare fără experiență internațională sau cu puține meciuri la acest nivel internațional. Este o echipă aflată în reconstrucție totală, o echipă care are nevoie de rezultate și de încredere pentru turneul final. Programul a fost făcut în așa fel încât acum am întâlnit adversare nu atât de puternice, spuneai, Marian, în precedentul meci pe care l-am comentat aici, că vom avea niște dueluri interesante înainte de turneul final. Da, va fi în Norvegia, se va juca în Danemarca, scuze, se va juca un turneu cu o săptămână, cred că înainte de 21, 23 și 24 noiembrie. Vom juca la Holstebro cu Danemarca, la Vibor cu Norvegia și la Randers cu Olanda. Bun, deci avem așadar trei adversare care au făcut sfert de finală la Jocurile Olimpice. Medaliata cu aur de la Jocurile Olimpice, campioana olimpică și campioana europeană în titre Norvegia. Bronzul de la Jocurile Olimpice și de la campionatul mondial Danemarca și medaliată cu argint la europeanul precedent, da? Și Olanda, o echipă care întotdeauna a fost acolo sus în ultimii 10 ani, a avut o serie foarte bună de medalii câștigate la toate turneele, mai puțin Jocurile Olimpice. Acum a făcut doar sfert de finală, fiind învinsă chiar de Danemarca. Da, a fost România, echipa lui Per Johansson. România nu mai fusese invitată la acest Golden League din 2018 și atunci am pierdut toate cele trei partide și le-am pierdut la scor. Am pierdut atunci 28-28 cu Franța, 27-31 cu Norvegia și 23-36 cu Danemarca. Numai că în 2018... Și ne aducem aminte că peste o lună de zile tot erau temeri atunci și peste o lună de zile în Franța am făcut semifinală de campionat european. Iată un moment special înainte de acest meci. Vorbeam la primul meci, lovitura de deschidere simbolică la acest meci va fi dată de două foste mari glorii ale handbalului românesc. Valentina Elisei Ardan, extrema noastră stângă, și Ada Nechita, extrema dreapta. De evoluțiile lor ne leagă câteva amintiri foarte, foarte plăcute. Valentina Elisei Ardan, vicecampioană mondială în 2005, cea mai bună extremă stângă în 2005 și apoi peste 10 ani din nou în echipa ideală a campionatului mondial din Danemarca, iar Ada Nechita și ea marcatoarea golului decisiv în finala mică cu Danemarca, atunci când la Herning România câștiga medalia de bronz. Ce vremuri! Parcă sunt... Și cât a fost scorul atunci? 16-15. Zici că era un scor de pauză. Da. Și... Dar ce meci a fost acela și ce amintiri avem? Din păcate, acum... Le mulțumim tuturor celor care... Eu am trăit în sală acele meciuri și e ceva de nedescris. Sper să mai trăiesc așa ceva, să mai trăim cu naționala României. Era naționala care ne dădea de fiecare dată speranțe înainte de sărbători. Da. Acum speranța e să treci de grupe. Marchează Bazaliu primul gol al partidei. Am vins-o pe Moreșii cu o aruncare puternică. Bazaliu, spuneam, cea mai bună marcatoare în ambele partide și în meciul cu Macedonia de Nord și în meciul cu Elveția. Joacă titulară la echipa națională pe postul de interstânga. Imediat primim gol, însă în Champions League la Bistrița, în 6 meciuri, a marcat 5 goluri. Bazaliu pentru Popa, Gogârlă pătrunde acolo și înscrie și Alicia Gogârlă, 2-1, foarte bine am jucat această fază. Matieli și se oprește aici faza de atac. Quintino a marcat pentru naționala Braziliei. Da, pe repunere rapidă. Deocamdată Bruna de Paula, care este pe foaie, nu a intrat în centrul atacului Braziliei. Ea este creierul echipei, capitanul echipei naționale a Braziliei. E această Mariane Fernandez, joacă la Zagłębie Lublin și Matieli tot la Zagłębie Lublin. Vizează pe
sudura dintre cele două jucătoare. Fernandez pentru Matieli. Ne apărăm în centru cu Ostase. Apără Daciana Hosu. Prima intervenție pentru Daciana. Are nevoie de încredere. Bazaliu! Bară gol! Din nou aruncările Biancai Bazaliu. Spuneam 5 goluri în Champions League în 6 partide. Și ieri, vrea să demonstreze ceva și Bazaliu. Da, și ieri a avut câteva momente foarte bune, dar apoi a urmat căderea. Pentru că a încercat mult, foarte mult de la distanță și nu poate să intre toate mingile. Fernandez lasă pentru Rodriguez. Cartonaș galben pentru Bazaliu. Bazaliu și Ostase acolo în centrul defensivei noastre. Jucătoare care au făcut parte din echipa campioană mondială la junioare în 2014 în Macedonia de Nord la Skopje. Acum 10 ani. Gogârlă se apără acolo, însă Tamireș Morena primește și bagă mingea în poartă. Jucătoarea Bistriței reușește să înscrie. Aici încearcă depășirea tot Popa. Nu Popa. Bazaliu, dar era în poziție de interstânga acum pe repunere rapidă. 4-2 pentru România. Stat bun în primele 3 minute cu 4 goluri marcate. Fernandez aici, Buzoianu a lăsat, a încercat să iasă la intercepție. A ieșit total neinspirat. A lăsat acolo extrema total liberă. Și-a punctat foarte bine de pe extrem acolo. Bolzan, jucătoare la Benfica Lisabona în Portugalia. Șapte goluri marcate în doar 3 minute. Da, ne-am obișnuit, Naționala României are probleme în apărare. Încă o dată pentru Bazaliu, mingea este blocată. Contraatac cu Tamireș Morena. Tamireș lasă pentru Quintino acolo. N-a fost cea mai facilă pasă, dar Quintino marchează al doilea gol și scorul este 4-4. Au dus foarte bine. 4-2. Au dus foarte bine faza a doua aceasta, Naționala Braziliei cu Tamireș Morena. E o problemă dacă Brazilia face contraatac cu Tamireș Morena. Jucătoare de gabarit. Două acum minute aici în mod normal. Ostase foarte bine s-a înșurubat acolo și a punctat pentru 5-4. Fernandez, dar apărarea este la fel ca și ieri. Mariane Fernandez pătrunde și punctează. Cât de ușor a marcat Fernandez, fără niciun fel de emoție. Bazaliu a încercat pasa pe pivot, n-a fost reușită. Avem însă noroc și păstrăm posesia. Foarte ușor depășită Bazaliu acolo de Fernandez. Jucătoare care în mod normal nu este titulară Naționala Braziliei. Da, multe schimbări și în Naționala Braziliei. Au luat locul 7 la Jocurile Olimpice de la Paris. Bazaliu încă o dată e în vână Bianca. 3 goluri din 4 aruncări. În 5 minute a marcat aproape cât a marcat întregul sezon în Liga Campionilor. A armat acolo și Moreșii. N-are nicio paradă până acum. Brazilia e cumva binecuvântată cu o pereche de portar fantastică, Moreșii și Renata de Aruda. De Aruda, cel mai bun portar în Liga Florilor în sezonul precedent și în European League. Cred că și în acest sezon, poate până acum, a fost cel mai în formă portar, dar apărarea noastră este Schweizer acolo. Matieli pătrunde foarte ușor. Iată, nestingherită. Pivotul și-a făcut treaba, a creat culoarul și defensiva noastră a cedat foarte ușor. 6-6. Am luat 37 de goluri, nu? De la Elveția. 36. Lupei a plecat acolo de pe extremă. Rodriguez și e un cartonaș galben. Măcar să ținem ritmul în atac, dacă în apărare nu putem să recuperăm mingi. Bazaliu pentru Gogârlă. Popa pătrunde, pasă la Lupei, ratează. Prima intervenție pentru Moreșii. Un portar extraordinar și a avut evoluții foarte bune la CSM București. Pași în faul.
MVP-ul partidei în meciul cu Bistrița, care CSM-ul s-a impus la doar două goluri diferență și evoluție fantastică și în Liga Campionilor, în victoria de la Ljubljana cu Crim. Un portar foarte, foarte bun. Însă și CSM-ul cu o formă fragilă. Rapid și Bistrița sunt sub linie. Locul 7. CSM-ul este pe locul 4. Intervine Hosu aici. Gogârlă, ia mingea lui Tamires Morena. A doua paradă pentru Daciana Hosu. Să vedem această acțiune pe faza a doua. Pasă în extremă, Buzioianu își deschide unghiul și ratează încă o dată, față în față cu Mureșii. N-ai voie să ratezi din asemenea situații. Avem probleme mari de tot cu extremele și am avut în ultimii ani. Nu ai voie unul la unul singur de pe pivot practic să ratezi. Ce bine am jucat această fază, mingea a ajuns la Moroianu, dar singurică. E a doua ratare din situație de 1 la 1 după Lupei. A venit și de pe partea cealaltă Moroia. E o problemă continuă. Se oprește aici acțiunea pentru că erau jucătoare în semicerc. Matieli Buzoianu și... Moroianu, să spunem, că și-a schimbat numele, dar pe extreme, poate că la turneul final precedent, procentajul a fost unul mai bun, Tamires Morena aici, forțarea. Da. Avem toate șansele să le aducem la campionatul european și pe din Diligan și pe Seraficianu. Sperăm ca Sonia să se refacă, are o ruptură musculară. Din nou Bazaliu, aici mingea este blocată. Și să ne bazăm pe niște extreme cu mai mare experiență, da. 6 la 6 după 8 minute și jumătate s-au mai temperat atacurile. Minutul 9 acum, Gogârlă foarte bine, Gogârlă pentru Ostase și de această dată Ostase nu ratează. Ieri a făcut-o în câteva situații de 1 la 1, astăzi nu. Din nou. Dar nu putem să ne bucurăm câteva secunde de gol, pentru că imediat vin brazilienicele peste noi. Problema nu e neapărat că încasăm aici goluri, problema e că dacă se întâmplă astfel de lucruri cu astfel de echipe, când ai de o echipă mai bună, bine. Am văzut ce se întâmplă la Mondial contra Danemarcei. Micaela Rodriguez a punctat jucătoare la Pineiros în campionatul intern. Da, e una dintre cele mai puternice echipe din Brazilia. Din nou, Bazaliu a spune că exagerează. Da, asta s-a întâmplat și ieri. I-au intrat câteva aruncări și apoi a încercat să arunce la poartă. Marian are 6 aruncări în 9 minute. Asta e ideea. Da, nu, și nici n-am ajuns bine pe semicercul advers. Fernandez acum din nou aici forțare, da. Am reușit să ne apărăm puțin mai bine și să forțăm o greșeală a Braziliei pe faza a doua, din nou Bazaliu. Acum pentru Gogârlă, Bazaliu, o fentă, se oprește. Gogârlă foarte bine a întors acolo. Două goluri și pentru Gogârlă, dar dacă ne uităm și analizăm puțin faza, totul este parcă cu frâna de mână trasă, nu? Și aici. Bună aruncarea cei drept. Atât timp cât înscriem, nu mai contează. Important e să marcăm și am făcut-o până acum. Gogârlă 100%, Bazaliu 50%, goluri înscrise din 9 metri cu Interii. Plus Popa 1, 6 așadar, imediat primim gol însă. Popa a fost pe pătrundere, da, cumva, dar tot din linia de 9 metri, tot da. Un Inter. Corect. Fernandez și ea cu a doua reușită și încă o dată apărarea noastră visătoare. Iese Matieli un pic mai avansat acolo.
Popa, Gogârlă, Bazaliu, rămâne linia de 9 metri a Naționalei României. Trece lupe al doilea pivot, da, Gogârlă. Gogârlă aruncă bară, foarte bună aruncare, puternică. De această dată am avut ghinion. Gogârlă arunca bine, așa cum spuneai și tu, dar brazilienii greșesc. Da, s-au grăbit. Popa, atenție, Popa reușește să arunce în cele din urmă. Amoreș și a blocat și este aruncare de la 9 metri. Mai multă atenție trebuie. Cred că putea să mai facă acolo doi pași. Era liber. O recuperare a Andrei Buzoianu mai devreme. Rămâne 8-8 în minutul 12. Gogârlă, Gogârlă. Merge o depășire acolo la Tamires Morena, o jucătoare greoaie, 7 metri scos de Bazaliu. E, să vedem cine bate acum, adică cât ieri am ratat ieri? 6 aruncări de la 7 metri ieri. E enorm. Foarte multe ratări. Cine vine? Sorina Grozav. A ratat 3. 3 a ratat. Nu mai ratează acum. Da, 9-8. Poate psihologic e bine că a fost pusă să joace. Bine, la una dintre ele e adevărat. Mingea a sărit în față și și-a punctat, dar se pune gol din acțiune, da, nu din 7 metri. 9-8, continuă să conducă Naționala României în minutul 13. Fernandez se înalță și încă o dată ne surprinde Mariane Fernandez, vă spuneam, joacă în Polonia la Zagłębie Lublin, după care a participat în Champions League în sezonul precedent. Imediat însă dăm și noi replica. Ostase, goluri, Ostase. Foarte bun jocul cu pivotul astăzi, ieri inexistent. A punctat Burlacenco de 4 ori, dar greoi a ajuns mingea la Burlacenco. Ostase un singur gol ieri. Se apără mai avansat Popa acolo, 2 minute. Inexplicabil gestul Biancai Bazaliu. Depășită de câteva ori. Da, e foarte complicat. Explică ceva Florentin Pera. Matieli, 7 metri. Orare în semicerc. Intră cu Urmenț în locul Dacia Nehosu. Foarte bine arbitrat până acum italiencele tot ce a fost. Suntem în inferioritate numerică, dar prea târziu au strâns acolo și vine Quintino, jucătoarea de la Minaur Baia Mare. Ofenta lui Quintino și da, scoate Curmenț. Foarte bine acolo Bianca Curmenț. Jucătoarea de la Corona Brașov, Bianca Curmenț, a intrat în poartă și a parat această aruncare de la 7 metri. Jessica Quintino, ghicită. Se agită pe margine Cristiano Silva. Intră Sorina Grozav, pentru că Bianca Bazaliu mai are încă 1 minut și 19 secunde. Scos portarul pentru a avea egalitate numerică pe această fază de atac. O gârlă Popa. Lateral pentru Grozav, multe încrocișări acolo la linia de 9 metri. Pasă pe pivot și gol marcat de Ostase, 11-9. A doua pasă pentru pivot a Alisei Gogârlă, excelent găsit acolo Ostase. De această dată ne apărăm mai bine. Aici, da. Ostase a oprit-o acolo pe Tamires Morena. Matieli, Mariane Rodriguez, Quintino. Interesantă faza a Braziliei cu doi pivoți, Arunian și Tamires.
mingea a curs către extrem, o boltă foarte frumoasă a lui Quintino. Au jucat foarte bine acest succesiv pentru că eram în inferioritate numerică. Din nou Matieli 5-1 acolo apărare. Mult mai în față decât colegele sale. Schimbă locurile Popa cu Grozav. Grozav acum cearcă pătrunderea acolo. Fault. Rașin fault, cred. O piedică acolo involuntar pusă Sorinei Grozav. Și am scăpat de inferioritatea numerică. Să vedem Lupei, gogârlă cu Tamires Morena. 2 minute eliminare. Excelent. Gogârlă. O clientă favorită pentru eliminări. Tamires. Da. A insistat aici și bine a făcut, pentru că Tamires Morena nu i-a dat drumul. Și acum avem noi superioritate numerică, timp de 2 minute, suntem la jumătatea primei reprize. Conducem 11-10, situație de a ne desprinde încă o dată, dar ce să faci, Buzoianu mai ratează odată. Ar fi cerut 7 metri Buzoianu acolo. Da, de ce? Că nu s-a dat la o parte, portarul. Din păcate, așa cum spuneai și tu, mari probleme. Și va intra Bors. Da, pe extremă avem de ceva ani probleme și nu reușim să găsim soluții. Ce ar însemna să le avem acum pe Elisei și Nechita, că tot au, le-am văzut la începutul meciului. Arunian intră acolo în combinație cu Fernandez. Inexplicabil, este inexplicabil ce se întâmplă. E atâta pasivitate în defensivă. Mai ales după un meci care a încasat 36 de goluri. Gogârl aici, dat drumul în extremă și marchează în sfârșit. În sfârșit, a treia situație. Nu pot să nu remarc jocul foarte bun al Alisiei Gogârlă. 2 goluri marcate, 2 aruncări, 2 eliminare, 2 pase de gol. Excelent până acum. Sperăm să o țină tot așa. Fernandez, Matieli, Cardoso. Din ce unghi a marcat Cardoso? A intrat Cardoso și tot a marcat. Din ce unghi a marcat Cardoso acolo? 4 goluri marcate din extremă. Bazaliu pentru Ostase, bună combinație, al 5-lea gol pentru Ostase. Și Bazaliu foarte bine a angajat pivotul aici. Era Boiciuc, nu Bazaliu. Am văzut acum pe reluare. Înseamnă că a intrat și Alicia Boiciuc în centru, da. Jucătoare care a avut evoluții foarte bune la echipele de tineret. Și la Corona, să știi că în acest sezon a jucat foarte, foarte bine. Nu degeaba Corona este pe locul 2 în clasament. Din nou Fernandez de data aceasta calibrează aruncarea și trimite peste poartă. Vedem o repunere rapidă a noastră, Popa în extremă, fără nicio șansă pentru Lupei acolo. Din nou Popa, Boiciuc aruncă cantonat acolo, foarte bună aruncarea. Excelent! E un câștig clar pentru naționala noastră, Alicia Boiciuc. Cea mai bună marcatoare a tricolorilor la Mondialul de Junioare, care România termină pe locul 11, da, și este time-out cerut de Cristiano Silva. Fața a doua, neacă tot timpul, spatele intermediar, ăsta-i sus. Andrei, ai fixat aici pas și am ori pas cu pivotul. Dacă a venit aici, rămâne 3-3 pe partea asta. Merge foarte bine, 1-1 și exterior, Alicia, ne-am înțeles? Deci pe fața a doua, tot timpul pivot slide. Pe pozițional, jucați Hugo, schimb de locuri, dar pe pas, la fel. Dacă a ieșit intermediarul ăsta sus, numărul 5, slide în spate. Dacă nu, partea opusă, foarte mult cu slide, da? Și crossuri, pentru că își pierd oamenii. Haide, 2-3 și! Am ascultat indicațiile lui Florentin Pera. Și
Da, și pe defensivă și pe atac, mai ales cu multe încrucișări. A intrat Burlacenco în locul lui Ostase, da, după cel 18 puțin minute. Pe faza de apărare. E clar că trebuie să le dea timp de joc tuturor. Ostase și-a făcut extraordinar treaba, are 5 din 5 în 19 minute. În apărare sunt probleme deocamdată. Da, sunt multe goluri primite, Marian, 12 goluri în 18 minute. Dacă noi 12, ce să mai zicem de Brazilia? Nu avem noi treabă cu Brazilia, avem treabă cu echipa cu România, noastră. Da, și... da, important e că am marcat foarte mult și a intrat jucătoarea de la Ghior, Bruna da Paula. Super talentată jucătoare, a venit de vreme la 18 ani în Franța. Bruna de Paula și iată ce depășire. Ce depășire! Incredibil. O atletă desăvârșită această, da, Bruna de Paula. Are o aruncare puternică, nu este foarte înaltă. Dar are o detentă formidabilă. Da. Și o știință a jocului fantastică. Spuneam, a fost la Nantes, apoi a semnat cu Metz, cu campioana Franței, iar acesta este al doilea sezon în care evoluează la Ghior. A câștigat Liga Campionilor, da, anul trecut cu Ghior. Acum Boiciuc pentru Gogârlă. Gogârlă combina acolo cu Grozav, faultată pe apărarea Braziliei și această Jennifer Lopez de la Rocasa Gran Canaria. Suntem în avertizare de joc pasiv. Grozav încearcă să pătrundă acolo, faultată. Rămânem la 9 metri, dar trebuie să aruncăm la poartă de această dată, pentru că nu știu câte pase mai sunt, una sau două. Da, să vedem pentru Grozav, nu pentru Gogârlă. Gogârlă peste poartă, arunca puternic. Da, era clar, era, mai aveam o singură pasă. A trebuit să arunce. Și n-a fost din cea mai naturală poziție, să spunem. A fost mingea oare deviată un pic? Bine, oricum, trebuia să aruncăm imediat, iar apoi greșește Bruna de Paula. Și Buzoianu la mingea din semicerc. A călcat, era cu picioarele în semicerc Buzoianu, neatent acolo, cât de bine pusese un braț al salvator acolo Burlacenco și mingea sărise la noi. Ia uite, a sărit Burlacenco. Atenție aici, putea fi eliminare. Jucătoare masivă, jucătoare puternică Burlacenco. Naturalizată ucraineanca. Și Bruna de Paula imediat vine cu această aruncare de pe picioare. E altă clasă. E altă clasă Bruna de Paula față de ce e în lotul Braziliei. E clar că postul ei acolo e asigurat în și centru. Și capitanul echipei, Bruna de Paula. Sunt câteva jucătoare foarte experimentate la Naționala Braziliei. Dar într-o scădere vizibilă Brazilia față de ceea ce a reușit în 2011. Fostă campioană mondială, ne aducem aminte. 2013, da, în 2013 în Serbia. Ce este aici? Time-out? Time-out. Time-out cerut de Florentin Pera, destul de repede după time-out-ul Braziliei, da, la 2 minute și 30 de secunde. Pentru că am primit două goluri consecutiv și ne-au egalat de la 14-12. Cea mai importantă jucătoare a lor este Bruna de Paula. Trebuie să stați tot timpul cu ea. Schimbă aici, da? Atenție, 4 direct, da? Schimb de locuri. Sorina, fixez tu exterior, încep din centru, da? Și fixez din exterior. Alicia, am nevoie aici, 1 la 1 de tine. Poți să depășești acolo totul. Dacă nu a mers, dacă nu a mers, atenție. Pune pivotul aici. Nu, Sorina, tu cu Lorena, 2 la 2, nu merge cu tine și la 1 aici în centru. Astea două lucruri, în apărare. Bruno de Paula e foarte important, aglomerați în zonă centrală, cu extrema stângă, n-au jucat deloc. Haide! Nu cred că trebuie neapărat să spună selecționerul sau antrenorul că probabil că Bruna de Paula a reiterat chestia asta pentru că le mai spusese și înainte. Cu siguranță. Bruna de Paula e cea mai importantă jucătoare și le-a mai spus ceva. Cu extrema stângă n-au jucat deloc, adică să lăsăm acolo mai mult și să ne aglomerăm în centru, pentru că de acolo a venit pericolul. Da,
Un singur gol marcat de pe extrema stângă, 4 de pe extrema dreaptă. Să vedem ce de, se va întâmpla. De Brazilia mă refer. Buiciuc, deja în prepasiv, jucătoarele noastre încearcă depășirea acolo 2 minute. 2 minute. Vine 2 minute. Mai târziu, dar vine. Vine această decizie. Piano, da. Florentin Perale știe pe cele două arbitre. Au arbitrat și partida între Storhamar și Bistrița, 25-23, duminica trecută. Pierdută de Gloria Bistrița, evident. Aroniană eliminată. Dar nu înțeleg astfel de intrări în meciuri amicale. Gogârlă se grăbește aici, Gogârlă, de ce? Las-o. E o jucătoare tânără, 21 de ani pentru Alicia Gogârlă. Are nevoie de astfel de meciuri, are nevoie așa de... Așa e, Marian, dar asta spuneam, dacă ți-aduci aminte când comentam sezonul precedent Vâlcea, la meciul cu Rapid, de exemplu, că are nevoie de timp, are nevoie de timp. N-a primit foarte multe minute la Vâlcea, ceea ce este drept. Acum nu mai joacă deloc. Prepasiv, Brazilia reușește, echipa braziliană, să marcheze. Însă, înțeleg tinerețea, înțeleg dorința de afirmare, înțeleg totul. Nu e momentul să te grăbești la acea fază. Chiar nu era momentul, mai ales că era în superioritate după 10 secunde după eliminare. A schimbat, a trimis în teren Necula. Joacă pe post de inter dreapta. E un post greu pentru ea. Boiciuc, Necula ar fi putut pătrunde acolo, o ezitare nici din extrema dreaptă. Mingea la pivot, dar Tamires Morena se apără excelent acum la Ostase și n-am profitat deloc de această superioritate numerică. Mai sunt 30 de secunde de superioritate numerică. A intrat acolo și Jamili Felix de la Club Portughez, tot din Brazilia, în avertizare de joc pasiv. Sorina Grozav, blocaj, da, și Brazilia pleacă pe contraatac. Am și pus pe contraatac după această aruncare a Sorinei Grozav. Am tratat cu multă superficialitate această superioritate numerică. Ce ai văzut, Marian, de la acea aruncare? Au fost 10 secunde. Au fost acolo niște situații în care am avut culoare libere și fetele au ezitat. Nu trebuie să ai frică, mai ales la aceste jocuri amicale. Felix. Și mingea ajunge din nou la Tamires Morena, din fericire ratează. Aici. Prima ratare pentru pivotul Gloriei Bistrița. 14-12, putea să fie 14-16. Și uite ce pasă vine aici de la un metru de coechipieră. 14-16, Cardoso. Asta e problema, Marian. Vorbeam că am primit multe goluri în acel timeout al Braziliei, 12. Iată ce se întâmplă când nu reușești să mai marchezi. Asta e problema. Pentru că apărarea nu își crește nivelul. Da, și mai ales pe fundul acestor ratări le-am pus pe contraatac și pe faza a doua. Cum s-a întâmplat și acum, Cardoso a marcat. Dar n-am înțeles acolo la Sorina Grozav, s-a înălțat și de la un metru de Ostase. A încercat acea pasă spre pivot. Ostase, 2 minute eliminare ar trebui. Și 7 metri. Da, foarte bine acum găsită Lorena Ostase. Asta a mers, jocul cu pivotul a mers. S-au găsit foarte ușor jucătoarele noastre. Fie că a fost vorba de Bazaliu, fie că a fost vorba de Gogârlă cu Ostase. Și Ostase a revenit după ce Burlacencu a fost acolo câteva minute. Da, a dat 2 minute de... să răsufle acolo pe bancă, pentru că ritmul e unul foarte bun și Grozav ratează. A intrat Renata de Aruda, sperietoare și în Liga Florilor pentru multe echipe. Nu a mai marcat de 6 minute și 20 de secunde, iar Brazilia poate să aibă un parțial de 5-0 dacă înscrie la această fază. A scos portarul. Echipa braziliană, doi centri pe teren, Matieli și Bruna de Paula, care evoluează acum în interdreapta, probabil că vor face schimb de locuri și de Paula. A intrat și centru. Samara da Silva, Rosa. Nu, e Rosa Kelly, scuze. Da, Kelly, Rosa Kelly. Inter stânga, Matieli încearcă acolo pătrunderea, țin de timp braziliencele aici. Jucătoare versatile aceste brazilience.
foarte rapide și cu o tehnică desăvârșită, Rosa Kelly pentru extremă și bine, apără Hosu. A treia parată pentru Hosu, din păcate nu reușim să ținem mingea. Da. Mingea sare tot la ele. Atare a fost a lui Felix. Ce am avut noroc că poarta Braziliei n-a apărat în repriza asta, doar două mingi pentru Moreși și niciuna pentru Renata de Aruda. Una de Paula, lasă pentru Rosa, scapă mingea Rosa, recuperăm. Să vedem atacul, poarta este goală, gol marcat de România în sfârșit, după foarte, foarte mult timp, 7 minute și 30 de secunde, 6 goluri pentru Ostase. Principala marcatoare a naționalei noastre, după ce Bazaliu marcase 3 goluri în primele 9 minute. Ieri am avut un ecart de 0-8 cu Elveția și de fost, acolo totul s-a prăbușit. Aici a fost doar 0-4. Da. 15-16, minutul 27, dar au scăpat de eliminare braziliencele. Bruna de Paula, Bruna de Paula, ar trebui să iasă cineva, Felix! Scrie. Rosa a fost. Era Rosa un Kelly. Prepasiv, dar Kelly Rosa au fost în prepasiv brazilieni, ce l-au rezolvat repede această fază. Boiciuc pentru Necula. Este poziția Rebecca Necula acolo în interdreapta, însă trebuie să ne descurcăm cu ceea ce avem. Schema cerută de Alicia Boiciuc. Boiciuc, Bazaliu, Necula, schimb de locuri la 9 metri, Boiciuc încearcă să pătrundă. Trebuie oprit pentru jocul, pentru că au intrat în semicerc cele două jucătoare. 3 minute rămase de joc, Brazilia conduce 17-15. Aș spune că e un joc mai bun decât cel de ieri cu Elveția, cel puțin în prima repriză. Acum Boiciuc. Suntem în prepasiv. O pasă, cred, în ceea ce am văzut. La ultimele atacuri am intrat din nou mereu în prepasiv corner. Da, aruncarea de la colț aici va fi problematic, pentru că nu avem jucătoare de mână stângă, trebuie să aruncăm. Necula, foarte inteligent. Foarte bine, Rebecca. A avut curaj, a avut sânge, cum se spune, și a aruncat. Nu avea ce să facă. Și n-a fost atentă Renata de Aruda, care a intrat în poartă, prinsă și ea pe contrapie. Nici apărarea n-a fost foarte atentă, ce-i drept. Jumătate din gol și repunerea Oanei Bors acolo. Bruna de Paula, trei jucătoare pe ea, dar se creează acolo poate culoare pentru extremă. Trebuie să recuperăm mingi în apărare, ceea ce n-am făcut până acum. Bruna de Paula și flaurt în atac. Foarte bine am stat de această dată. Un mare plus pentru Boiciuc. Lopez intră din nou în apărare. Putem să egalăm după ce am condus aproape toată prima repriză. Da, de la 14-14 n-a mai fost egal. Minutul 21. Ar putea fi acum 17-17. Ostase pentru Bazaliu. Bazaliu pentru Rebecca Necula. Boiciuc. Rebecca Necula pătrunde. Boiciuc lasă pentru extremă. Gol! Oana Borș puntează. Aruncare bună a extremei, dreapta a României. Așteptat, a sărit, așteptat portarul și a trimis în scurt. Bruna de Paula încearcă depășirea acolo, lasă la încrucișare pentru Cardoso. Am început să ne apărăm parcă mai bine. Pe final de repriză, da. Nu mai luăm gol la fiecare acțiune. Am revenit de la minus 2. Și ce bine aici Boiciuc a lăsat pentru Oana Borș. Da, avem și trei apărătoare ce-i drept acolo bune. Ostase, dar tot primim gol. Cum oare a marcat una de Paula? Nu mai aș știe cum. Spunea că avem trei apărătoare în centru și în intermediar. Erau Ostase, Burlacenco și Bazaliu. 10 secunde, Boiciuc de Paula acolo. Trebuie atentă să marcăm. Bazaliu trimite însă doar în bară și ăsta e scorul primei reprize. Da, 18-17 Brazilia. Da, reușim cumva să ținem aproape după ce în minutul 18
Aveam două goluri avans, marcasem 14 goluri până atunci. În următoarele 11 minute și 50 de secunde am marcat doar de 3 ori. E o discrepanță mare. Asta e una dintre probleme, cealaltă e clar defensiva. Portarii noștri au sub 20%, bine, nici Brazilia nu are atât de mult la nivelul portarilor. Să vedem însă ce se întâmplă în repriza secundă, unde e clar că vom avea nevoie de un plus pentru a obține a doua victorie la Trofeul Carpați în această ediție. Dacă nu, va fi destul de dificil, pentru că vom pierde al doilea meci consecutiv după cel cu Elveția. Luăm o pauză de publicitate, revenim în 12 minute și jumătate aici la Cluj. Am revenit la Cluj-Napoca în BT Arena pentru a doua repriză a meciului dintre România și Brazilia, ultimul de la Trofeul Carpați Niro. România nu mai are șanse să cucerească acest trofeu, să termine pe primul loc după ce Elveția a terminat cu 3 victorii și la cum se prezintă lucrurile va câștiga și clasamentul general în fața Braziliei, care are un gol averaj inferior, dacă va câștiga acest meci, pentru că România este condusă la pauză 18-17. Un meci cu multe goluri, un meci în care România a început bine, dar în ultimele momente a avut un parțial de 6-3 pentru Brazilia și iată, echipa sud-americană conduce la pauză. Am văzut-o acolo pe Ada Nechita cu mulți copii în jurul ei, cerându-i probabil autografe. Da, și la cum stau lucrurile, Adi, Elveția va câștiga Trofeul Carpați, ediția din acest an. Neașteptat. Cel puțin că din punct de vedere al faptului că România era pe teren propriu, pentru că Brazilia avea în mod normal un lot mai experimentat, pentru că Elveția are un lot foarte, foarte tânăr. Da, am văzut Brazilia, e drept că antrenorul Cristiano Silva a folosit de fiecare dată un alt nucleu de jucătoare, a vrut să-și testeze toate fetele, dar nu m-a impresionat în niciunul dintre partide, a câștigat, spuneam, foarte greu cu Slovacia 34-30 și în al doilea meci cu Turcia doar 33-28. Acum este 18-17 contra României la pauză și Brazilia are și lovitura de start. Da. Începe cu Bruna de Paula Almeida în interdreapta, Matiel în centru, vor face schimb de locuri. Foarte periculoasă Bruna de Paula, n-a intrat decât în ultimele 12-13 minute. Și Mariane Fernandes a avut o evoluție foarte bună în prima repriză, 4 goluri. Tamires Morena, Mariane Fernandes și pe lângă poartă de această dată a intrat în poartă Curmenț. Bianca Curmenț. Da, o repriză cu o repriză, pe pivot, Ostase. Da. Am mai văzut filmul ăsta de multe ori. Ieri l-am mai văzut. Din nou de Aruda. Absolut fantastică. Aici trecuse de Bazaliu, dar n-a trecut de Popa. A strâns foarte bine acolo Andreea Popa. A dublat și a oprit-o pe Bruna de Paula, spuneam, joacă la Gheor, cea mai valoroasă jucătoare a Braziliei. Fernandes iese din nou, Tamires acolo. 7 metri. A luat-o după ea pe Ostase. N-ai voie să faci așa ceva, n-ai voie ca adversarul să facă așa ceva. Și Tamires nu e chiar cel mai mobil pivot. Da, e un pivot de gabarit, un pivot greu de ținut, totuși. Se schimbă portarii, intră din nou Daciana Hosu. A mai parat o aruncare de la 7 metri. Vedem Adriana Cardoso. Joacă la Toulon și apără Daciana Hosu. Bravo, Daci! Portarul de la CSM București, spuneam, ținută pe margine acolo de Gabriela Mureș. Portar cu o experiență mai mare, ce drept. Bine, și Mureș e un mușcătoare care a călătorit mult în carieră. A venit în Brazilia, în Norvegia, a evoluat și pe la Cisnădie.
prima dată și prima dată în România, portarii s-au dus de Cisnătie. Și Aruda mai înscrie odată Alicia Gogârlă, foarte bine. Și egalăm cum necum la 18. Trebuie să ținem aproape, să nu le lăsăm pe brazilieni ce să se desprindă, pentru că asta am făcut-o ieri în meciul cu Elveția. Am avut o perioadă neagră și de acolo totul s-a terminat, nimic nu ne-a mai ieșit. Matieli pentru Bruna de Paula. Opa. Acum Marian, sperăm să nu ne sune din nou sau să primim mesaje de la părinții anumitor jucătoare dacă spunem că au fost cu adevărat jaloane. Aici Andreea Popa e lights out, cum se spune în box. Bruna de Paula înscrie de două ori consecutiv și readuce în Brazilia la plus 2. Incredibilă Bruna de Paula. Incredibil. Ea centrează, ea de cu capul. Dar cum se a spune, fost acea depășire pe care poate o vom mai vedea în reluare la un timeout ceva. Absolut incredibil. Două goluri marcate în 15 secunde de Bruna de Paula. Acum Bianca Bazaliu, de ce să te grăbești? De ce să dai de la asemenea distanță? Încă o dată, parcă e aceeași repriză sau același start ca și în meciul de ieri. Iată, Bianca Bazaliu cu om pe ea, previzibil, a intrat Renata de Aruda și o cunoaște foarte, foarte bine de la Bistrița. Matieli, Bruna de Paula, apărăm puțin mai avansat, Mariane Fernandez, Matieli, Bruna de Paula. Nu e Bruna, nu avem noroc că nu nimerește cadrul porții. Nu e Bruna de Paula, e Matieli. Popa, hola. Ce poți să mai zici? Oana Burș scapă mingea acolo în situația în care putea să meargă singură pe extremă. E o cavalcadă a erorilor ce se întâmplă în aceste momente. Și Marian, știm foarte bine ce se întâmplă la un astfel de turneu mondial sau european. Mergem la european acum. Anul trecut, poate, exemplu, cu Germania, tot așa, am condus mult timp, am avut un moment de cădere, aici Bazaliu și Matieli, odată genunchi în genunchi. Sunt foarte dureroase astfel de lovituri. Da, și pot naște repercusiuni, să sperăm că niciuna dintre ele nu va avea probleme, da? Genunchiul drept de fiecare parte. Iată, le resimțindu-se pe ambele jucătoare. Și aș putea spune că e diferență de gabarit acolo între Matieli și Bazaliu. Se resimte destul de serios Matieli acolo. Sunt lovituri oarbe care dor foarte tare. Dar Matieli pare că e ceva mai serios. Se flexează acolo genunchiul jucătoarei braziliene. Bazaliu a avut probleme și în primul meci, dar e ok. Bazaliu e cu zâmbetul pe buze, semn că totul e bine. Dar trebuie să iasă, nu? Ambele trebuie să iasă. Da. Încă o dovadă că această regulă are limitele sale. E introdusă inițial pentru a elimina simulările. Pur și simplu Bazaliu n-a făcut absolut nimic. Matieli a venit, s-a ciocnit și de ea și nu mai avem pe Bazaliu trei atacuri și implicit trei faze în apărare. Bruna de Paula. Bruna de Paula, incredibil. 2 minute eliminare la Necula. Arbitra din spatele porții nu văzuse acest lucru, dar a intervenit cea din teren și a dictat această eliminare de 2 minute. Iată ce îi face Bruna de Pau. Le ia pe rând. Câte una, câte una. Ce gol.
Ce gol încasăm aici de la Rodriguez. A lăsat acolo mingea Micaela Rodriguez și Brazilia se duce pentru prima dată la 3 goluri, nu? Da, și din ceea ce vedem, din păcate, obiectivul va fi să ieșim din grup de acum încolo, la cam toate turneele finale. Pentru că diferența față de echipele din top tier, să spunem, Norvegia, Franța, Danemarca, cade la cer la pământ. Și de Aruda, da, și ele nu ratează. Nu ratează, dar ai văzut cât de ușor s-a descotorosit Felix de Bors acolo? Da, pentru că a știut, Bors a venit lansat, s-a oprit. E știința jocului. Și Felix nu e vreo jucătoare foarte experimentat. Nu este. Nu este, joacă, spuneam, în campionatul intern. Pineiros. Vogârlă. Boiciuc. 22-18 în minutul 36. Riscăm să pierdem din nou contact cu adversarul. Vogârlă imediat întâmpinat acolo de Araujo. Amires. Pasiv. N-a mai mers nici jocul cu pivotul, nu ne mai lasă. Iată, ce... I-a marcat un singur gol, nu? Da, ce... Practic, din minutul 18, în primele 18 minute, a marcat 14 goluri. În următoarele 18 minute, am mâncat 4. Da. Defensiva nu s-a îmbunătățit foarte mult. Și e simplu. Trebuie să arunce Gogârlă. Gogârlă... Stăm fault acolo și mai avem o șansă, dar e o singură pasă. Vedem către cine, pentru cine se va face, tot pentru Gogârlă. Nu! No! Oh, excelent, excelent, o stasă. Nu e gol. De ce? Nu a... A mișcat piciorul. Da. În interiorul, Mariana, în interiorul... Da. A intrat în interiorul semicercului, da. Pentru Gogârlă, marcă. E gol acum, în minutul 38, 19, 22. Imediat marchează și Rodriguez. Sunt 23 de goluri primite de naționala noastră în 37 de minute. Ne uitam, Boiciuc aruncă peste poartă, lovit acolo, nu este eliminare, este doar aruncare de la 9 metri. Marian, dacă nu mă înșel, ne uitam înainte de meci pe head-to-head-ul celor două echipe și am jucat ultima dată în 2017, spuneai, la Trofeul Carpați. Cât s-a terminat atunci? Tot la Cluj am jucat, spun imediat. Dacă nu mă înșel, a fost 24-23? Da, scor cu goluri puține și adu-ți aminte, Brazilia era la acel moment campioană. Nu era. Venea după ce noi le eliminasem în 2015 la Mondial. Da. În sfertul de finală. A fost 24-23 acel meci. Acum am încasat 23 de goluri în 37. Aici urât a trântit-o pe Boiciuc. Lopez. Ne bătuseră la Jocurile Olimpice cu 13 goluri, dacă ți-aduce aminte. A fost ceva înfiorător și acolo, la Rio, noi cu toată echipa. Din nou pre-pasiv și joc pasiv. Da, joc pasiv. Da, e vorba de lipsă de atenție aici. Dacă când știi că ești în pre-pasiv, nu știi să numeri până la 4, despre ce asta mai vorbim. Asta este problema. Există o lipsă de comunicare, o lipsă de concentrare, cel puțin în partea aceasta secundă, în primele 9 minute. Defensiva existentă și nu prea, atacul a dormit și multe, multe. Le ia la rând. E slalom pentru Bruna de Paula. 6 goluri marcate deja. Și a început să apere Renata de Aruda. Și când începe să apere Renata de Aruda, s-a terminat meciul. Fernandez acum. Și vedem și de ce nu joacă Gogârlă apărare la Râmnicu Vâlcea.
cere timeout un pic cam târziu, Florentin Pera, din punctul meu de vedere. Nu sunt antrenor, nu mă pricep atât de bine, aici, dar... Costase din nou în situație de 1-1. Iar Gogur, la ambele goluri au fost luate pe partea ei acolo. Schimbă cu Lorena, da? Îmi rămâi în centru, avem crucișare dublă, ne-am înțeles? Prima cu Sorina, da? A doua cu Alicia, mi-a dat, Sorina mi-a dat bine cu luarul 2 aici, da? Alicia, fii cu încredere pentru 2 contra 1. Dacă ai ieșit la ea, imediat de marcaj, continui mai departe, îți bate cu timonul la exterior. 2. Încercăm să jucăm 2, tot pentru Alicia. Ne-am înțeles, da? Tot pentru Alicia. 2 stânga. Dublă, prima Sorina, a doua Alicia, da? Atenție în apărare. O luăm pe Bruno de Paul, la om, la om. Fetelor, din stânga, dreapta, face depășire și nimeni nu ajută. O luăm pe Bruno de Paul, la om, la om. Să vedem un slalom la mai la distanță. Cine o ia om la om? Să vedem. Nu știu cine poate să-i facă față. Păi pe cine n-a driblat până acum? Pe una din extreme, nu? Păi doar o extremă ar putea să stea și să fugă alături de ea, da? E greu. Vom vedea. Cert este că Brazilia s-a distanțat la 6 goluri în minutul 40 plus în doar 10 minute plus 5 față de pauză. Sorina Grozav, nici ea, se vede că nu joacă deloc la Rapid, aproape deloc. Bun, la ea există circumstanțe. De-aia a venit. Gogâr la încă bine de data aceasta, are 5 goluri. Pe apărare și pe atac și-a făcut treaba. Da. Problema e în apărare. Acolo e problema, iată. Fernandez și apără de această dată Curmenț. Iar nu, e aruncare de la colț. N-a atins-o Curmenț? N-a atins-o Curmenț, probabil. Le vedem acțiunea și supărat acolo Renata de Aruda. A luat acel gol. Om la om, da, grozav. A luat-o pe Bruna de Paula, om la om. Fernandez ajunge mingea până la urmă la Bruna de Paula. Pre-pasiv. Cere de Paula acolo. Păi, ori o luăm om la om, ori n-o mai luăm. Nu știe ce a lovit-o Alicia Huber, la acolo. Și poate că și pretențiile ar trebui să fie un pic mai temperat, mai limitat. 26-20. Cu o gârlă din nou pentru Boiciuc. E greu de trecut prin apărarea braziliană. Le au acolo pe Lopez și pe Tamires Morena în centru. Două jucătoare masive. Grozav, dar apără Morena. Renata de Aruda cu 5 parade, nu? Da. Cât, în această repriză secundă are mai mult de 50%. Sau nu, 50%, exact. În continuare om la om. Bruna de Paula. E mai greu fără ea pentru atacul Braziliei. Din nou se găsește cumva un loc în care să primească mingea. Pe pasiv pentru Fernandez. Fernandez aruncă, intervine acolo Curmenț, s-a dus bine pe minge, cu a doua paradă și Curmenț. Și plecăm pe faza a doua, Grozav în extremă și marchează Lupei, da. Volta Corinei Lupei. A prins-o în față de această dată pe Renata de Aruda și bine a trimis această boltă. 21-26. Primul gol din extrema stângă. Două goluri din dreapta. Iar se opune acolo Curmenț. Bun, în sfârșit funcționează măcar această apărare om la om. Ultimele două atacuri n-a marcat prea. Burlacenco, dar Renata de Aruda. Este incredibil. Este incredibil și de fiecare dată când mai auzim că, ok, apărarea nu protejează portarul și așa mai departe,
punem un highlight reel de la Renata Dearu, a avut 22-23 de parade cu Râmnicu Vâlcea, 17-18 de 1-1, din nou aici 1-1. Magică această portăriță, 7 metri aici, Tamires Morena apărarea în semicerc. Brazilia poate să ducă din nou la 6 goluri. Intră Hosu. A mai apărat două aruncări de la 7 metri. Tatiana Hosu, să vedem cine va executa. Bruna de Paula a executat? Nu. Cardoso probabil va fi. Nu, Tamires Moren. Da, și la, și la Bistrița mai bate. 3 goluri și pentru Tamires. 6 goluri diferență. La fel au stat lucrurile și ieri în meciul cu Elveția, doar că astăzi avem o echipă mult mai experimentată, cu câteva jucătoare la cel mai înalt nivel. Numai că Bruna de Paula văd că e pe bancă acum și probabil că va mai intra pe final dacă e nevoie. Urât, urât aici. Cred că a fost fault aici. Și Burlacenco se ține de genunchi. Sorina Grozavi acolo. Avem și ghinion. Da, Burlacenco nu pare deloc bine. Și Burlacenco s-a lovit de Grozav. Grozav nu pare bine. Eu zic că la Burlacenco... Ia să vedem. Sunt ligamente. Grozav. Da. Iată. Vezi, Marian? Dacă aici nu e două minute pentru toți arbitrii și cei din România, că spunem de atâtea ori... N-a dat nici fault. N-a dat nici fault. Este bătaie de joc. Este bătaie de joc. Sorina a căzut pe piciorul Iaroslavei. Și spunem de atâtea ori, de 100, de 1 milion de ori spunem. De 1 milion de ori. Arbitrii. Vin arbitrii. Ce se întâmplă? Când este o jucătoare împinsă în aer, este de cartonaj roșu. Și Tamires Morena vine și... Tamires Morena, care a fost un model de sportivitate la jocurile olimpice, când a cărat-o pe Casoma. Ce cauți să faci așa ceva? Ce poți să ai în minte? Într-un joc amical. Într-un joc amical. Incredibil așa ceva. Pentru ce? De ce? După ce vă reamintim, în meciul cu Macedonia de Nord a mai suferit o pierdere. Diana Ciuc atunci s-a lovit de bară brutal, foarte rău. Nu, este totalmente stupid. Ia să vedem încă o dată. Pentru ce? Măcar dacă ar fi ținut-o de tricou, da, să nu cadă. Sunt din păcate sunt ligamente, cred că la Burlacenco. Am văzut astfel de accidentări în fotbalul american. I-a căzut cu piciorul flexat. Exact, și cu piciorul în pământ. Piciorul flexat, i-a căzut pe lateral, genunchiul, și Burlacenco este o jucătoare foarte puternică, cu o musculatură foarte puternică. Iată-o pe Iaroslava, da. Burlacenco, din păcate, da, e clar. Da, Tamires iară face acel gest. Și sunt cu echipiere la Bistrița. Bine, e clar că n-a vrut, dar nu, cum spui tu, nu te duci să ieși de asemenea manieră. Știi cum e, Marian? Nu vrei, acțiunile au consecințe. E legea fire. Da, corect. Dar pentru... Din nou, cine se uită, pentru că suntem criticați, că nu știm arbitraj, că nu... Sunt faze de acest gen, iată și pe Sorina Grozav cu umărul bandajat. Sunt faze de acest gen clare, absolut clare. Turneul ăsta a fost ca la rovine pentru noi. Nu există așa ceva. Incredibil. Împingeri așa în aer, sancționate de roșu, e de roșu până la urmă. Cartonaj roșu. Și vedem astfel de faze în Liga Florilor, unde arbitrajul este mult mai bun decât în Europa, cum ni se spune de fiecare dată, până nu mai suportăm lucrurile astea. Astfel de faze în continuu, în continuu, în continuu. Nesancționate. De ce? Pentru ce? Ai 6 goluri în față. Mintea de pe urmă. Mai ales că e vorba și de... Ok, nu a faultat-o pe Grozav.
Ba da, pe Gozarov. Hai, nu, asta e cea mai tare, probabil că am văzut un pic la... Arbitrele astea fluieră la Europa. Da, din păcate, pierdem două jucătoare dintr-o lovitură. Să-ți dai seama, Marian, deci după ce că suntem... După ce suntem... Vai de mama noastră... Nu, bine, noi acum glumim. E trist ceea ce se întâmplă. Este foarte trist. Este normal, incredibil. Adică pentru Sorina Grozav, abia revenită după ce a născut, dorința de a reveni pe teren și de a-și continua activitatea pentru un astfel de gest incredibil de stupid, care nu are ce căuta... Da. Iată-o pe Sorina ieșind, s-a imobilizat acolo... Cotul. Cotul, nu știu cotul, ce... La cot e la cot. Bine, asta nu vezi decât foarte rar, adică două jucători din aceeași echipă care să se accidenteze la aceeași fază. Da, am revăzut imaginile, din păcate, împinsă în aer, cum spuneai și tu, Sorina Grozav cade pe genunchiul Iaroslavei Burlacenco și ambele jucătoare sunt accidentate, ies. Probabil că accidentarea va fi și mai gravă la Burlacenco, iar Brazilia are atacul. Genant. Iată-o și pe Diana Ciucă. Da, și Diana Ciucă, spuneam, are o contuzie puternică la cot. I s-a recomandat o săptămână de pauză. Reîncepe partida, încă 16 minute de joc. Brazilia în atac. De această dată Gogârlă. Recuperat acolo o minge și pe contraatac Lupei înscrie. Notul 45, al doilea gol pentru Corina Lupei. 22-27. Incredibil turneul ăsta amical pentru noi. Rezultate slabe. Jucătoare accidentate. Da, și accidentate grav. Mult ghinion, pentru că au fost la niște faze. Două minute eliminare acum. Pentru Jennifer Lopez. Rugimentare, o dată a ieșit cu mâna în gât, cum Oana Bors scrie și ea, minutul 46, două goluri consecutive marcate de România, 23-27. Cred că aici ar trebui să intervină cineva și să spună, ok, nimeni nu zice să fie non-combat sau să nu se apere sau ceva mai, sau așa mai departe. Dumnezeule, e un meci amical. Seama, nici nu știu pe cine mai avem acolo pe Interul stânga și iar la pivot e dureros. Jale. E dureros. Jale. Burlacenco făcea și faza de apărare. Dar nu, problema e că nu mai ai alți pivoți în Liga Națională care să joace. Toate echipele folosesc pivoți străini. Boiciuc, 7 metri. Tează. Boiciuc și el a făcut-o de 3 ori consecutiv, dar apoi a venit și la ea ratarea. Bine, toată lumea ratează, e clar, dar trebuie să ai o executantă. Mi-aduc aminte Ramona Farcău. Într-un meci cu Viborg a marcat de 16 ori în Liga Campionilor. N-a ratat nimic și era lund în poartă. I-a dat stânga, jos, bolte. Contează să ai eficiență maximă. Din nou Bruna de Paula, din nou pasă pe pivot.
Din nou. Menezes. Al treilea pivot folosit de Cristiano Silva. Voiciuc pentru Gogârlă. Voiciuc. O, și sare acolo, ai văzut Codeaua? Nu. A sărit un pic Codeaua pe schimbare de direcție. Minutul 48, iată pe Iaroslav, apărut la centru. Nici nu poate să... Cu kinetoterapeutul Naționalei României, Victor Baciu. Iată, ai văzut? Da, acum? Da, 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 da. Ostase înscrie și ea atenție, șaptea oară. Atenție mare acolo. Atenție mare la, la suprafața de joc. Ne-am apărat mai bine de această dată. A pus un braț salvator Bianca Bazaliu. Și e timeout cerut de Brazilia la 29-25. N-auzim Fiți puțin mai agresive și mutați în zona mincii, pentru că tot jocul lor este în zona centrală cu pivotul. Ori cu pivotul, ori unul la unul. Fingeți apărarea în zona mincii agresive, rotați-le mai mult, întrerupeți-le în atac. Dacă suntem șase, nu mai avem decât 12 secunde. Atenție! Din nou dublă. Încredere că poți! Da? Am ascultat o parte din time-out-ul lui Florentin Pera. Cum se termină acest turneu, acest trofeu Carpați pentru România? Scoate șasea paradă și încet încet ne revenim pe tabelă. În momentul în care poarta începe să apere, simți altfel. Urmența a avut câteva intervenții foarte, foarte bune, dar e clar, Adi, Naționala Braziliei fără Bruna de Paula e altă națională. Acum Gogârlă, Gogârlă în blocaj. Mingea a sărit acolo la Ostase. Rămânem în atac. Bazaliu, depășire Bazaliu. Recuperează Lupei. Nu e mai bine, nu. Nu e mai bine oare să dai tare, cum știi? Da, să nu te bagi la ceea ce nu știi, ochii în lacrimi. Burlacenco, cât de mult și-a dorit să joace pentru Naționala României, cât de concentrat am văzut-o și cânta acolo imnul României, Deșteaptă-te române, 10 ani a stat să primească cetățenia română și iată că la primul turneu scoasă. Revenim și noi pe tabelă la plus 4. 30-26, mai sunt 10 minute. Alicia Gogârlă cu al șaselea său gol. Da, încă o dată spun, și-a făcut treaba în apărare, în atac, problema e în apărare. Mai primim încă un gol de la Chelii Rosa. Ciuc pe pivot. Și bine, și Urmeța aici. Iese excelent, Bianca Urmeț. Bazaliu pentru Bors. 31-26. Intră și Necula. N-a ușcat deloc Mihai. Cherechești, nu?
Mai Lincăi? Nu. Boiciuc aici, blocată. Menezes a intrat acolo pe apărare la Brazilia. Lorena Ostase, prea mult Cristă pe minge. Galeria venită de la Bistrița. Am văzut foarte mulți oameni îmbrăcați în tricoul Gloriei. Acolo, pe distanță foarte mare între Bistrița și Cluj-Napoca. O gârlă a depășit excelent, dar și noi era o poziție grea. Și noi ne-am umplut de glorie în turneul ăsta. Oamenii merită felicitați. Absolut, nu. Fanii, da, absolut. Fanii... De oriunde vin, indiferent că sunt din Cluj, Bistrița, Constanța, Iași, Târgu Mureș sau Râmnicu Vâlcea. Și încă o dată, Adi, din amintiri, ți-aduce aminte când România umplea sau aducea 2-3 mii de oameni în sală la europene, mondiale, la Vârșeț. A fost o sală arhiplină în Serbia. Da, de fiecare dată când un turneu final a fost prin împrejurimi, s-a jucat aproape România, spuneai Marian, 2004-2014 la europene, de fiecare dată la Debrecen și acum. Aduți aminte la Novi Sad, când erau 5.000 de maghiari în sală și vreo 1.500 de români și am câștigat. Sunt multe astfel Sunt de multe amintiri. Sunt multe amintiri frumoase. Norocul nostru, spune și tu, că s-a mărit numărul de echipe calificate. Bine. Cam greu să nu te califici la european, sincer. Urmenț, cine s-a lovit acolo? Își revine patru stațe, Necula aici, blocată. Suntem obligați să reducem viteza. Da. Și să mergem pe un atac pozițional. Bianca Curmenț a avut câteva intervenții excelente. Boiciuc pentru Necula, Boiciuc n-a mers pasa la Ostase de această dată, prea tare și pivotul Rapidului n-a reușit să prindă acolo. Încă o dată, Adi, rezultatele din turneul ăsta trebuie să ne dea de gândit. Eu zic că trebuia să ne dea de gândit de la început, de când am văzut componența locului. În ceasul al 12-lea trebuie să ne dea de gândit. Și să ne ce uităm... poți să faci? Să crești jucătoare acum, Maria? Păi nu o să crești. Dar să crezi? Să crezi acum jucătoare? Un prototip? Nu poți să crezi. Problema este că trebuie să iei niște măsuri ca măcar peste 7 ani, peste 8 ani, peste 10 ani. Să creștem, să avem niște jucătoare. Foarte bine, a pătruns acolo 7 metri și 2 minute. Bine că au văzut. Boiciuc și Bruna de Paula este eliminată. Bine că au văzut care în ceasul de formă. Am tot vorbit bine pe toată durata meciului dintre Turcia și Slovacia despre ce se va întâmpla, cum va fi. Dar spuneam și mai devreme, de acum încolo, obiectivul nu va fi să visăm la un loc, hai să nu zic 1-3, podium, 1-8. Obiectivul va fi să ieșim din grup, cel puțin la europene. Bazaliu marchează 4 goluri, 3 primele 6 minute. Adi, obiectivul va fi, din punctul meu de vedere, ca de fiecare dată echipa națională să poată să ajungă la o ediție de jocuri olimpice. Păi, din punctul tău de vedere, dar noi vorbim de lucruri palpabile și rezolvabile. Deci, locurile la Jocurile Olimpice sunt foarte puține. Da, dar acolo îți demonstrezi cu adevărat valoare. Să ajungi în primele 12 echipe ale lumii. Da, într-un sport în care nu e aceeași concurență ca la basket, ca la fotbal. Este adevărat, dar noi nici măcar nu știm cum ne calificăm. Pentru că asta s-a demonstrat. S-a întâmplat... Deci, practic, noi am avut pentru ciclul ăsta olimpic. Da, nu, păi da, mingea a fost invers. A scăpat mingea brazilianca și a făcut dublă. Fernandez scade acolo, Bazaliu se dă drumul la contraatac. Faza a doua. Boiciuc, acum. Boiciuc pentru Ostase! Și? A luat mingea din semicercă, cred că brazilianca. Dar ratarea asta iar din situație de 1 la 1. Pune problemă.
noi în ciclul ăsta olimpic puteam să ajungem la preolimpic foarte ușor. Am avut două meciuri. Picior a fost acolo. Două meciuri cu Germania, unul la european și unul la mondial. Indiferent pe care îl câștigam, eram la preolimpic. Adică ăla cu Germania de la europene, nu știa nimeni că se ajunge la, la așa Marian, ceva. Eu sunt... Adevărat, la mondiale trebuia... Dar la european, la... știi foarte bine că ăla e posibil criteriu de calificare pentru preolimpic. Da, este. Ai venit de pe locul... Erai, veneai de pe locul 8. Pentru că să-l ajutăm pe preolimpic. Ce a spus la 6 cu 5 să nu mai jucăm pivot la joc? Loc, puneți pivotul aici, îmi rămâi Alicia. Da? Am deschis exterior, pas cu Alicia, da? Bloc, fii pe blocul pivotului exterior. Nu mai aruncați sus și nu mai... Tot timpul vă așteaptă! Volte și sus nu mai dați în potea! Ne-am înțeles? La 6 la 6! La 6 la 6! Încercăm doi pentru Alicia, da? Ne-am înțeles? Și Buzău cu continuare! Și pumnul cu Buzău! Haide! Problema să fii și selecționer la naționale și la echipa de club. Dai niște ponturi adversarilor. La Renata de Aruda nu se dă sus, se dă cu podea. Auzi, degeaba. Am văzut time-out-uri când le-a spus antrenorul clar. Nu aruncăm dreapta jos. Și prima aruncare glumim, dreapta jos. Glumim și noi acum. Glumim să ne, să ne îndulcim amarul. Revenind la discuția pe care o aveam. Într-adevăr, nu aveai de unde să știi. Obiectivul e să fii cât mai sus. Pentru că, corect, mai ales, într-o, mai ales într-un, într-o ediție a Jocurilor Olimpice, a fost o conjunctură în care știi și tu foarte țara bine. Gazdă este europeană și oricum se califica exact prin orice metodă posibilă. Exact. Niciodată, dar niciodată până acum, o echipă clasată atât de jos n-a prins turneul preolimpic. Cum a fost Ungaria, cred că ultima echipă. Ungaria sau cred că Ungaria. Ungaria. Da. Ungaria. Cred nu locul, Slovenia. Locul 8, nu? La european? Da. Da. Locul 8. Niciodată. Noi abia prins loc, de pe locul 4 în, în 2012, dacă ți-aduce aminte. Dar acum știi care e chestia, Marian? În momentul ăsta... ierarhiile sunt oarecum atât de bine structurate. E adevărat. Încât echipele care termină sus la campionatul mondial termină, termină sus și la european. Termină tot și timpul cumva sus. Ajungi, da. Asta este problema. Noi nu, nici măcar asta nu am încercat să facem. E adevărat, a fost o conjunctură specială acel meci cu Germania, pentru că a venit după acel meci cu Muntenegru, în care a pierdut. Președintele Federației Române de Handbal spune că arbitrii ne-au avantajat. Am pierdut la un singur gol diferență când a văzut o țară întreagă că am fost tocat tot meciul. Președintele Federației, din nou, fost arbitru internațional, Marian, asta a spus public. Lasă-mă să am și, și, am și eu, o părere eu te a mea. Las, eu te las. Da, și toată lumea a spus acolo că, inclusiv tu, da, că am fost tocat. Iar... meciul a venit, deci meciul cu Muntenegru cred că s-a terminat undeva târziu la 10 seara, 11 seara. Meciul cu Germania a fost imediat a doua zi la, la 3 și jumătate. Problema e că fetele au fost atât de dezamăgite. Aduți aminte de primul meci cu Olanda, l-am pierdut tot la un gol diferență, da, și da, tot așa. Da. Aduți aminte că de fiecare dată când România pierdea la un gol, eu mi-aduc aminte de Jocurile Olimpice de la, de la Beijing, da, cu Norvegia. În minutul 58 conduceam cu un gol și am pierdut, am pierdut la un gol. Așa, da? Optime de finală, optime de finală cu Cehia. Cu celebrii Poradenko și Cernega, da, cu rușii. Că nu o să ajute niciodată România, i-au ajutat pe, pe norvegieni. Dar lucrurile astea, încă o dată. Păcat că trăim din amintiri și vom trăi mult timp de acum încolo. Bianca Bazaliu punctează pe la cap, lui, capul lui Renatei de Aruda a tras acolo. Da, din păcate aceasta este situația. Există o lipsă de profesionalism general. Poate și noi, Marian. Suntem făcuți bădere. Are. Din extremă puntează încă o dată Lupei. 3 din 4 pentru Corina Lupei. La echipa ei de club joacă foarte, foarte puțin. Încă un time-out cerut de Brazilia, 30-33. E ultimul. Reușim oarecum să limităm damage-ul
Dar... Samara da Silva, care joacă în Egipt acum la Al Ahly, n-a jucat deloc în meciul ăsta. Avem nevoie de mici, asta este contratat. Da? Corina, vom rămâi la fel. Atenție foarte mare la asta. Nu este vreodată de pe ora, da? Deci nu mergi foarte mult. Între ea și cei doi intre. Stai puțin mai sus în momentul când Interul intră în posesie, în momentul respectiv cobori ce să faci intercepție, chiar putem să facem impar pe pasul ăsta lung, Inter-Inter, trebuie să riscăm, să luăm o minge, să interceptăm, ne-am înțeles, contraatac. Atenție, sunteți în superioritate numerică, în centru, pentru Alicia, picol la joc prin Alicia, pentru șutul. Să vedem cum ne vom descurca pentru aceste ultime minute, 116 secunde rămase din această partidă. Om în plus pentru România, 5-1 apărare acolo, cu Lupei mai avansată. Fernandez. Maria Brasilia acolo la conducere, recuperăm această minge. Trebuie să dăm repede drumul la balon. Cred că din nou. Uite cât de târziu fluieră și era cu amândouă mâinile pe adversar. Ce să faci? Necula pentru Gogârlă. Gogârlă 7 metri. Fent acolo. Nu arunca sus. Am spus, sunt niște tertipuri, niște automatisme create la jucătoare, să știi. Indiferent cât ai vrea, te duci și arunci tot sus. Renata de Aruda. Să vedem dacă putem să facem ceva pe acest final de meci. Bazaliu aruncă și marchează în fața Renatei de Aruda, 5 goluri. A stat pe linia porții de această dată. Știe că Bianca aruncă puternic. Nu se grăbesc braziliencele. Elveția va câștiga această ediție a trofeului Carpați la gol averaj, deși n-a întâlnit Brazilia. Ce Brazilia ce mai contează cine câștigă? Cea mai mare pierdere a noastră sunt jucătoarele. Am pierdut 3 jucătoare. Sperăm ca Diana Ciucă să fie ok. Bruna de Paula încă o dată ne demonstrează calitățile sale senzaționale. Fault în atac. E bine pentru că tot timpul erau cărcotași. Am avut parte de un arbitraj extern. Pentru că dacă erau 2 arbitri români, la faza aia, eu spun că era linșaj în piața publică. Da. Bine, dacă erau arbitri români, dădeau. Nu credeau ce s-a întâmplat și dădeau. Da, dar chiar și așa spuneau că ați lăsat jocul dur. A, absolut. Bine, asta am văzut o astfel de fază la un Brăila la Rapid. Când... Franca da Silva a fost tamponată. Trebuie să ne uităm la poartă, că mai sunt 8 secunde. Încă o dată Renata de Aruda apără se și... Se termină partida. Se termină calvarul nostru. O singură victorie pentru România la acest trofeu Carpați. 2 înfrângeri dureroase cu Brazilia și cu Elveția. Rămânem cu o victorie, cu una dintre cele mai slabe, dacă nu cea mai slabă echipă de la acest turneu final. E vorba de Macedonia de Nord. E cea mai slabă pe clasament. Și, din păcate, avem multe, multe concluzii de tras, multe lucruri de schimbat. Poate o idee, mai multă atenție și mai multă umilință, că suntem din ce în ce în ce mai departe de ceea ce ar trebui să însemne performanța și medaliile. Suntem la an lumină, Adi, pentru că de
6 ani nu mai contăm în handbalul mare la feminin. Nu vrem să fim pesimiști sau să părem cei mai pesimiști oameni, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că dacă în momentul de față joci cu Danemarca, cu Norvegia, cu Franța, pierzi la 15 plus, iar dacă joci cu Suedia și cu Olanda, poate pierzi la 10. Bruna de Paula, jucătoarea meciului din tabăra Braziliei, slalom făcut de centrul Braziliei prin apărarea României, la fiecare acțiune, fenomenal această Bruna de Paula, nu degeaba joacă la campioana Europei, la Ghior. Noi nu mai avem jucătoare la marile cluburi europene. Toată lumea stă acasă. Și Lorena Ostase, o primă repriză senzațională. În repriza a doua însă a fost anihilată aproape complet. Un singur gol marcat în partea a doua. Capitanul naționalei României. 7 goluri marcate. Da, din păcate, nu rezultatele contează cel mai mult, ci faptul că probabil că le-am pierdut pentru ceva vreme și pe Burlacenco și pe Sorina Grozav. A, să sperăm că nu va fi ceva grav, dar la felul cum a arătat, cum a ieșit Burlacenco, ceea ce spunea privirea ei, s-ar putea să fie foarte, foarte grav. Luăm o scurtă pauză de aproximativ 2 minute și jumătate și revenim cu festivitatea de premiere în BT Arena.